În data de 5 ianuarie a început vaccinarea cadrelor Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei, Călăraș. În prima etapă sunt imunizate cadrele medicale aflate în prima linie. Acestea sunt vaccinate în centrele deschise în cele 5 unități spitalicești din județul nostru, și anume la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Municipal Oltenița, Spitalul din Săpunari și Spitalul din Hliu Gară. Cu mai multe informații vine colonelul Adrian Păduraru, inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei, Călăraș. Domnule comandant, voiam să vă întreb, a început cumva vaccinarea personalului din cadrul ISU Călăraș? Cu data de astăzi, cadrele care au autorit din inspectorat și cele de pe mijloacele de intervenție SMURT, paramedicii, dar și celelalte cadre, au început cu data de astăzi, au fost programați astăzi 18 cadre, urmând ca în zilele următoare până la sfârșitul săptămânii viitoare să fie vaccinate aproximativ 200 de cadre. Vaccinarea se face în cadrul centrelor deschise în spitalele din județul nostru? Da, am fost arondați la Spitalul Județean Călăraș și la centrul de vaccinare aparținând Spitalului de TBC și la Spitalul Lehliu, în funcție de domiciliu cadrelor noastre, pentru că avem subunități pe raza județului, sunt programați la cele trei centre de vaccinare. Din informațiile pe care le dețineți în momentul de față, au existat cadre ISU care au avut reacții adverse până în momentul de față? Nu. Doar astăzi am început. Sperăm că, așa cum nu s-a întâmplat în țară, nu o să aibă nici cadre noastre o reacție adversă minoră, după câte știu eu, la nivel național au fost câteva reacții adverse minore, ca la orice vaccin.